aurul este o insulă de coral, care în trecut a fost acoperită cu fosfat, fiind situată la 300 de km vest de Banaba, Kiribati. Această țară are o întindere de doar 21 de km pătrați și o populație de 13.800 de locuitori. Republica Nauru, cu numele ei oficial, are capitala orașul Iaren, unde locuiesc 560 de oameni. 78% din populație este microneziană, iar restul de 22% este formată din chinezi și caucazieni. În Nauru se vorbesc trei limbi cu Biblia tradusă în două limbi. Limbile oficiale sunt Nauru și engleză. Nauru este un stat cu numeroase bogății naturale. Cea mai notabilă dintre ele este mina de fosfat. 80% din suprafața insulei este inutilizabilă datorită mineritului. Rezervele chimice sunt și ele deja epuizate. Profitul investit este în prezent venitul pe plan financiar al acestei țări. Salariul mediu pe economie în Nauru este de 10.000 de dolari anual, 35% comparativ cu cel din Statele Unite ale Americii. Nauru a fost sub dominație germană între anii 1888 și 1914, câștigându-și independența în anul 1968. În Nauru este libertate de închinare. Religia protestantă domină, fiind urmată de cea catolică. Cauze de rugăciune. Populația statului Nauru este înstărită, însă, datorită epuizării minereurilor de fosfat, în viitorul apropiat această insulă se va confrunta cu imense probleme pe plan financiar. Să ne rugăm ca Dumnezeu să se îngrijească de această națiune. Să ne rugăm pentru muncitorii străini ce vin în Nauru în minele de fosfat. Aceștia trăiesc în condiții mizere și sunt exploatați, fapt ce a devenit un motiv de îngrijorare pentru statele din apropiere. Când ne rugăm, Dumnezeu lucrează. Amin.